După o pauză de iarnă atipic de lungă pentru Liga 3, fotbaliștii dumbrăvițenii s-au reunit luni dimineață la stadionul Ștefan Dobai. Pregătirile sunt conduse de antrenorul interimar Florin Bătrânu, coordonatorul centrului de copii și juniori, ajutat de secundul Daniel Martinaș și de Mădălin Smaranda, cel care se ocupă de portari. Pe lângă Drăghici, Enciu și Soare, a părăsit echipa și Robert Micloș, tânărul portar fiind înrolat deja la antrenamentele Ripensiei din Liga 2. Conducerea clubului a hotărât că sunt cel mai în măsură în momentul de față să pot să mă ocup și de partea echipei de seniori. E o provocare, sigur, eu sunt și posesor al licenței A, sunt, să spun așa, calificat pentru meseria asta. Cred că voi face față, nu-mi fac probleme, sunt încrezător că la lotul care e în momentul de față mă voi descurca, deci nu mă plâng. Din data de 18 am dat drumul și noi la pregătire. Încercăm să gestionăm foarte bine această perioadă, e o perioadă destul de grea, să spun așa, ținând cont de faptul că vremea e cum e. Ne adaptăm, încercăm să găsim soluții, avem și balonul, terenul cât ține, dar nu ne plângem, o să găsim soluții să putem să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Sigur, referitor la lot, în mare a rămas același lot. Probabil și mai mult ca sigur ne vom despărți de anumiti jucători care nu au făcut față prime părți a campionatului. Conducerea clubului a luat hotărârea ca pe viitor să punem accent mai mult pe tineri. În momentul de față suntem în discuții cu niște băieți care cred că ne vor ajuta în mini-returul care va urma. Sunt băieți tineri, toți până în 20 de ani, așa că o să avem soluții să facem o echipă competitivă și să putem să ducem la bun sfârșit acest campionat. S-au făcut eforturi ca această echipă să-și continue activitatea, pentru că ar fi fost păcat să nu avem continuitate la ceea ce ne propunem noi în continuare. Adică tinerii care vor crește în cadrul clubului, va trebui să aibă continuitate și spre seniorat. Sigur că în momentul de față nu ne putem permite obiective de promovare, pentru că nu este cazul. Ne lipsește infrastructura, ne mai lipsesc multe, dar o echipă de divizia C, eu cred că pentru o comună ca și Dumbrăvița, este, să spun așa, sustenabil. Ce pot să spun? Pot să mă declar mulțumit că domnul primar și Consiliul Local ne acordă credit în continuare. Sigur, și noi facem eforturi să nu ne facem de rușine, să spun așa, să facem cinste comunității și sigur că bugetul care ni-l va pune la dispoziție, noi o să știm să-l dremuim așa fel încât să facem cinste comunei.